Mai multe vase din flota militară a Rusiei au deschis focul și au confiscat 3 nave militare aparținând Ucrainei. Conflictul a avut loc în Marea Neagră, în strâmtoarea Kerch. Reprezentanții ai armatei ruse susțin că navele militare sub pavilion ucrainean au intrat ilegal în apele teritoriale ale Rusiei. În replică, Ucraina susține că a notificat Moscova că navele sale vor tranzita zona. Kievul acuză Federația Rusă că a împiedicat intenționat navigarea vaselor sale comerciale prin strâmtoarea Kerch, singura cale de acces din Marea Neagră către Marea Azov. În plus, oficialii de la Kiev susțin că 6 militari ucrainieni au fost răniți în timpul incidentului. Președintele Petro Poroșenko a convocat imediat cabinetul de război, iar Ministerul Apărării a anunțat că a ordonat plasarea în stare de alertă maximă a forțelor armate ca măsură de precauție. Luni, Rusia a redeschis traficul maritim în strâmtoarea Kerch între Marea Neagră și Marea Azov, a declarat un reprezentant al autorităților portuare din regiunea Crimeea, citat de agenția TASS. 4 persoane au murit și o altă a fost rănită după ce un elicopter militar s-a prăbușit luni dimineața într-o zonă rezidențială din orașul Istanbul, informează site-ul agenției de știri Anadolu. Mai multe echipe medicale și de securitate au fost trimise la locul incidentului într-un district din Istanbul. Cauza producerii accidentului este momentan necunoscută. Autoritățile militare au transmis doar că elicopterul care s-a prăbușit efectua un zbor de antrenament și decolase de la baza aeriană Samandira. Toate cele 5 victime erau la bordul aparatului de zbor. Militarul rănit a fost transportat la spital, însă momentan nu se cunosc detalii despre starea acestuia. Elvețienii au respins duminică inițiativa unui fermier care solicita subvenții pentru crescătorii de animale care lăsau să crească coarnele vacilor și caprelor lor, în loc să le înlăture. 3/4 din vacile elvețiene, un simbol național și o atracție turistică, sunt lipsite de coarne. Animalele fără coarne sunt mai ușor de crescut pentru că suferă mai puține leziuni și au nevoie de mai puțin spațiu. Referendumul cu privire la păstrarea demnității șeptelului a fost inițiat de un fermier de 66 de ani. În urmă cu 9 ani, acesta a demarat o campanie pentru acordarea de subvenții fermierilor, astfel încât aceștia să poată să își asigure spațiul de pășunat suplimentar de care animalele cu coarne au nevoie și astfel să fie redusă practica de înlăturare a coarnelor. Inițiatorul referendumului a cerut ca fiecare fermier să primească o subvenție anuală de 190 de franci pentru fiecare animal cu coarne. Campania nu a avut efectul scontat, aproape 55% dintre alegătorii elvețieni respingând propunerile fermierului. Și guvernul elvețian s-a opus acestei inițiative, subliniind că ar cheltui până la 30 de milioane de franci din bugetul anual de 3 miliarde de franci alocat agriculturii. Pentru ca inițiativa fermierului să fie adoptată, era nevoie de sprijinul majorității alegătorilor și de suportul la mai mult de jumătate din cele 26 de cantoane elvețiene.